De altfel, nici vacanțele la munte nu vor fi prea accesibile în această iarnă. Din cauza facturilor majorate, tarifele la cazări vor crește cu 15%, anunță hotelierii. Se apropie sezonul de iarnă, așa că în stațiunile montane cresc prețurile. Dacă iarna trecută turiștii plăteau pentru o noapte de cazare într-un apartament aproximativ 550 de lei, în acest an tariful va ajunge la 650 de lei pe noapte. Vorbim de un sezon de iarnă în care oricum prețurile sunt puțin mai mari și vorbim de această dată și de adaptarea lor la vremurile pe care le trăim. Însă trebuie să ne gândim că în afară de prețul utilităților care a explodat, suntem într-un context pandemic care nu ne permite foarte multe variante. Noi am trecut, n-am scumpit deloc, am vândut la același preț ca în 2019. Dacă ne gândim că în acest an vom avea o creștere de 15%, la prețul din 2019 e de fapt creșterea naturală, 7% pentru fiecare an. Chiar și cu tarifele mărite, românii speră să-și petreacă sărbătorile de iarnă la munte. Cei care au fost obișnuiți să vină, o să mai vină, sigur, cu siguranță. Sigur că da. Chiar dacă sunt restricții și se vor scumpi? Cu siguranță. Românul nu are frică de nimic. Da, eu știu, cred că vor veni în continuare. Chiar? Nu cred că o să-i oprească scumpirea. Eu zic că întotdeauna o să vină turiști, indiferent de preț. Patronii din Horeca speră că autoritățile vor adopta măsuri fiscale pentru a ajuta să se descurce și să-și păstreze angajații, mai ales că și salariul minim pe economie va crește cu peste 10%.